noi? Copilie! A, ce sunteți bravo! Dar ce fac copilierii? Copilie! Așa, de cât și? De foc! Super! Deci pompierii sunt prieteni buni ai copilașilor, da? Da! Azi noi vrem să vorbim cu voi despre foc, da? Ce este foc? Aha. Și încă? Și cănătrii la priză. Și cănătrii la gaz. Foc câteodată ne este un prieten foarte bun. Da, noi ne încălzim iarna, corect? Da. E foarte cald în casele noastre, mulțumim, da? Da. Noi ne facem mâncare pe gaz. Da? Da. Ai, ce gustoasă mâncărica se primește, da? Da. Mama face super mâncare gustoasă. De ce foc câteodată poate să ne fie un amic? Chibritele și bricheta unde le păstrăm noi? Cine are grijă? Așa. Într-un loc sus unde n-ajung copiii, da? Și la buzunar la tata sau la mama. Voi puteți să vă jucați cu... Nu! Aici un loc sigur? Nu! A de ce? Trebuie să îi punem sus. La sus! Covorul acesta poate să ardă? Da! Dar piano poate să ardă? Da! Da! Poate. Acum noi să improvizăm un cor, da? Sau cum îi spun alții, colibă sau... Căsuță. Da, căsuță. Când am fost mici și noi tot timpul ne-am jucat. Noi știm că copiii le place să-și facă o căsuță. Și acolo e întuneric, da? Da! Avem nevoie de lumină? Da! Aha. Și deci din mai bine încă o loc mai lumare. Și acasă toată acasă de lucruri. Poți cu fermi și poți. Am pus suportul cu lumânare pe masă, atunci e sigur. Sau așa, da? Da! Lumânare am pus-o, am aprins-o și aici o pun că e sigur, da? Nu! Dar de ce nu e sigur, copii? Poate să aprinde, poate să fie puțin geamul întredeschis, bate vântul și să aprinde, da? Perdeaua. Da! Adică este un prieten foarte bun ai nostru, da? Alarmă care... Da, alarmă care... Și dacă noi dormim noaptea, noi putem să nu simțim fumul, da? Da! Dar dacă noi avem așa un prieten, el nu doarme. El ce de acolo sus și dacă se aprinde un incendiu, el ne dă de știri. Scoală-te, fuși! Noi trebuie să ne aplicăm și să mergem așa, Iana, sau chiar așa, de atât mai repede, da? Așa, repede, spune și... Dar de ce Vitea să se ține de mine? Să nu mă pierd, să știu... Da, este fum, noi nu vedem nimic. Și el, ca să nu se garde, el este alături de mine întotdeauna și noi putem ajuta unul la altul. Vreau spus colegul, pompierul este prietenul nostru, da? Prietenul tuturor, mai ales a copiilor. Dacă își pune masca, este un pompier, da? Un pompier care vrea să ne salveze. Așa. Pompierii, este cineva aici? Primul lucru care voi trebuie să faceți, nu vă temeți. Așa, pompier. Nu pot țintu.
mașină de pompieri! Așa, mașina de pompieri ce are? Care cunoaște? Ce are? Echipamente! Echipament, bravo! Are la plan! Furtun, bravo! Ce mai are? Acum ați vedeți cum dau pompierii apă. Care vrea să pui mâna pe țavă? Игре!